Jucătorii grupării a județului au plecat luni dimineață în primul cantonament din această pauză competițională. Locația aleasă a fost Băile Felix, unde se va pune accent cu precădere pe partea de pregătire fizică. De la stadionul municipal au plecat luni la ora 7.30 doar o parte din lotul pregătit de Leo majoritatea fotbaliștilor fiind preluați fie de pe traseu, fie fac deplasare la Oradea pe compropriu. Fece Botoșani va rămâne în primul cantonament până pe data de 26 ianuarie. Ulterior va reveni la Botoșani pentru că la începutul lunii februarie să în Antalya. Singurul jucător nou care s-a alăturat lotului este un fundaș care a evoluat pentru echipa lituaniană FK Ekranas. Noul fundaș central de origine sârbă Alexander Sunsjar de 19 ani a avut deja prima interacțiune pe teren cu fotbaliștii din echipa condusă de Leo Grozavu.